Planificarea carierei se dovedește pentru mulți tineri o piatră de încercare, un proces care este amânat până în ultimul moment. Târgul de oferte educaționale Cariera 2014, organizat de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați între 8 și 10 aprilie, și-a propus să le ofere tinerilor îndrumarea și informațiile de care au nevoie pentru a lua cea mai bună decizie. Târgul de oferte educaționale Cariera este conceput pe conceptul de carieră, promovat la diferitele nivele, educațional, psihopedagogic și socioprofesional. Participă liceele din Galați, filiera teoretică, filiera vocațională cu liceul de artă, seminarul și liceul sportiv și filiera tehnologică cu colegiile și liceile tehnice. Au venit să ne viziteze un număr de 39 de școli din județul, din municipiul Galați și astăzi așteptăm școlile din mediul rural. La târg au participat 23 de licee de la filiera teoretică, vocațională și tehnologică cu oferte educaționale variate și tentante. Dumitru Moțoc oferă foarte multe specializări în domeniul alimentației, turismului, în domeniul protecției mediului. Mai nou au apărut la școala profesională de 3 ani, au apărut două specializări importante, cofetar patiser, brutar patiser. Specializarea de cofetar este specifică liceului nostru sau cel puțin o întâlniți doar la liceul nostru. De asemenea, sunt specializări precum turismul, care se regăsește doar la, în cadrul colegiului Dumitru Moțoc. Pe lângă faptul că colegiul Vasile Alexandria a fost votat de cel mai iubit colegiu din țară, consider că îți oferă oportunitățile necesare pentru a urma mai departe o facultate în afară și datorită activităților extrașcolare și datorită activităților non-formale care se organizează la noi în liceu și a profesorilor care sunt implicați și încearcă să ne îndrume spre ceea ce ne dorim și ceea ce vrem să facem noi mai departe. Laura are 13 ani și cu toate că nu este hotărâtă, a venit la târg să se informeze pentru a lua cea mai bună decizie. Eu aș vrea să merg pe un profil de științe ale naturii și încă nu știu exact pe ce, la ce liceu vreau să merg și acum vreau să mă interesez și am venit cu mama și ne interesăm amândouă și căutăm. Anul acesta au fost ofertate aproximativ 5.000 de locuri cu tot cu școlile profesionale. Dintre acestea, 1.800 sunt la filiera teoretică, 2.300 sunt la clasele tehnologice, 230 la vocațional și 900 la școlile profesionale care anul acesta vor funcționa începând cu clasa a 9-a.